Și acum vom începe cu rugăciune cu ajutorul Domnului. Și sora Pisa se va ruga în limba română, apoi mă voi ruga și eu în limba română și apoi fratele Raj în limba engleză. Da, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, vin înaintea puterii tale, Doamne, și vin să cer autoritatea ta, prezența ta și prezența ta, Doamne, în numele Tău cel Sfânt, mă rog, în numele Tău, Doamne, cer prezența ta să o lași peste noi și peste toți care va intra și toți care este cu noi, Doamne, binecuvintează tot ce se va face, Doamne. Vorbește Tu, avem nevoie de Tine, Doamne. Binecuvintează, Doamne, pe robul Tău. Lasă cuvinte pentru poporul Tău. Vindecă ce este de vindecat în seara aceasta. Ridică Tu ce este de ridicat și lasă autoritatea Ta. Și binecuvintează pe sora Oltea, Doamne, și toți care sunt, Doamne, cu noi. Toți aceia care sunt, Doamne, căzuți, Doamne, răniți, Doamne. Eu cred că este seara lor care Tu le vorbești și le vindeci în seara aceasta. Asta. În numele Tău m-am rugat. Amin. Sora Oltea nu știe, se roagă cu microfonul închis. Sora Oltea, o să deschizi microfonul. Să fim și binecuvântăm puterea Ta divină, Doamne Iisus, pentru toate, Doamne, să mulțumim că și Tu ești stânca viacurilor, Doamne. Tu ești cetățuia noastră, Doamne. Tu ești mângâierea noastră. Tu ești nădejdea noastră, Doamne Iisus. Îți mulțumim și Te onorăm pe Tine, Sfântul Israel, Osan, aleluia. Gloria să Te împodobească pe Tine, Domnul nostru. Suntem gata, Doamne, înaintea Ta să ascultăm și mesajul Tău, Doamne, pentru ziua de astăzi care trebuie să ne-L împărtășești, Doamne, pe fratele Raj. Tu știi și cunoști toate lucrurile, Doamne, că și Tu pătrunzi în adâncimea sufletelor, Doamne. Tu ne știi și pe noi, pe fiecare în parte, Doamne Iisuse, că și noi suntem oameni. Te rog să lași Tu ungerea Ta, Doamne, și Duhul Tău cel Sfânt peste fratele Raj. Peste mine, Doamne, cu traducere, peste sora Pizza, peste toți cei ce ne urmăresc, Doamne. Ia minte la cauzele fiecăruia, Doamne, și răspunde în locașul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse. Toate le încredințăm, Doamne, în clipele acestea, Doamne, ne dăjduim în Tine și puterea Ta divină, Doamne. Te slăvim pe Tine, Tată, prin Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Almighty God, I give glory and honor to you, Jesus. Da, tot puternicule Dumnezeu, îți dăm toată gloria și onoarea și ție, Iisuse. Yesterday, today, so that are you same for us. Ieri, astăzi și în veci, Tu ești același pentru noi. We surrender ourselves in Your precious hand, Lord Jesus. Ne credințăm pe noi înșine în mâinile Tale prețioase, Doamne. You give us strength and power when we share the word of God and pray for Your people. Dă-ne, Doamne, putere și tărie, Doamne, și fratele, acum când vorbești din cuvântul Tău, Doamne Iisuse, și pentru oamenii Tăi, Doamne Iisuse. We are nothing, Doamne. Suntem nimica, Doamne. Surrender ourselves, we surrender internet connection with presence. Ne încredințăm pe noi înșine, Doamne, și conexiunea de internet, o, Doamne, o credințăm Ție, Doamne Iisuse. We believe in Your promise and the Father. Ne încredem în promisiunile Tale, Doamne Iisuse. Thank You, Father, You give us the strength. Și să mulțumim, Tată, că și Tu ne dai tărie. Jesus, mighty and good God. În numele tot puternic a Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Praise the Lord, everyone, and God is good all the time. Slăviți să fie Domnul și Domnul este bun totdeauna. And today, once again, we welcome to everyone to hear. Și încă o dată vă spunem bun venit tuturor. Before we start, please start my word of share the word of God with all of you. Și înainte de a începe să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu, I read some scriptures for you.
va citi ceva verset. Bless the Lord, O my soul. Binecuvântează sufletul meu pe Domnul. All that is with me, bless His holy name. Și tot ce este în mine să binecuvânteze în numele Lui cel Sfânt. Bless the Lord, O my soul. Binecuvântează sufletul meu pe Domnul. And forget none of His benefits. Nu uita niciuna din binefacerile Lui. Amen. Okay, now I'm starting my preaching and today I have a topic, the strength of God. Și va începe cuvântul de astăzi și subiectul va fi Dumnezeu este tăria mea. Now when we see in the world the many, everyone that is disappointed and discouraged. Și când ne uităm acum în lume, toți sunt descurajați, dezamăgiți, sunt înfrânți. And everyone they lost is faith and they lost his strength and power. Și fiecare parcă și-au pierdut credința, și-au pierdut tăria, puterea. And everyone they are very discouraged in the family, the husband and wife and children and the business and the job and the personal life and many they are suicide. Și vedea că parcă fiecare este descurajat, toată soț, soții, în familie, la locuri de muncă, în toate direcțiile și parcă unii sunt împinși parcă în depresie sau chiar în sinucidere. And many Christians people also they are disappointed. Și chiar mulți dintre creștini ajung să fie dezamăgiți, descurajați. Or they did not understand what they do with his own life. Și nu știu ce să facă cu viața lor. And they forget the word of God because they are backslided or they have problems. Și poate că au uitat cuvântul lui Dumnezeu și au alunecat și de aceea mai multe probleme apar. But today I encourage all of you to watching us, you have to say, doesn't matter you are under depression, doesn't matter you are under the problem, but today I give God really to give you strength and power. Și astăzi vreau să vă încurajez pe fiecare, indiferent în ce probleme ești, poate ești cu depresie, dar Dumnezeu este cel care îți dă putere și tărie. 100 times you make a plan to improve your faith, 100 times you make a You have a desire to receive the strength. Poate de sute de ori ai încercat să crești, să ai mai multă putere și să crești. But now, through the word of God, I'm ready to give you strength and power, and God ready to encourage you tonight. Dar prin cuvântul lui Dumnezeu, astăzi Dumnezeu ne va da putere și tărie și ne va încuraja. And when God ready to encourage you, I'm telling you, and I make a promise with you, my brother and my sister, the power of the Holy Spirit will change your situation tonight. Astăzi Dumnezeu te va încuraja, te va ridica și promit, fratele meu și sora mea dragă, că astăzi Dumnezeu va face lucrul acesta pentru tine. Now we open your Bible and we see the scripture. Și dacă deschidem acum Biblia și ne uităm la versetele. Psalm chapter 27. Psalmul 27. And verse 1. 27 și versetul 1. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. Now the word of God, he starts with a promise with each and every person they are walking with life right now and after that passage. Și ne uităm că și cuvântul lui Dumnezeu începe cu o promisiune pentru noi acum, care suntem aici și cei care vor intra mai târziu și ne vor asculta. And the David, he tells us, the Lord is my light and my salvation. David spune aici, Domnul este lumina și mântuirea mea. And when your God is your light and your salvation, why you need to fear the world? Dacă Domnul este lumina ta și mântuirea ta, de cine să te teme în lumea aceasta? And now, this is also, you can read this again. Și voi citi încă o dată, în limba engleză. The Lord is my light and my salvation.
Whom shall I fear? The Lord. Whom shall I fear? That means when the God give you life, that means you are not under in darkness. You receive the salvation through the Jesus Christ, that means you are not a sinner. Deci vedem, deci de cine să mă tem? Deci dacă Domnul este lumina ta, dacă El ești în lumină, nu mai ești în întuneric, de cine să te temi? Dacă ai primit mântuirea, ești mântuit și nu mai ești păcătos, de cine să te temi? Whom shall I fear? That's why you need to fear for the world and what the people do that for me. Don't worry about the enemy, how he attract you. De ce trebuie să ne temem de lume? Ce ne zice lume? De ce trebuie să ne temem de diavolul care caută mereu să ne atragă privirile? And now the next line you can read this. Și următorul rând, Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să fie frică? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. The Lord is my strength of life. God, you are stand for your life. You are not disappointed with life. If you are on the back of death, God have a power to give back your life. Deci dacă Domnul este sprijinitorul vieții tale, de cine să te temi? Chiar dacă ai fi pe patul morții, Dumnezeu are putere să te ridice de acolo. Because he is your life. Pentru că El este viața ta. You are very disappointed, you lost your job, don't worry. Că ești descurajat, că ți-ai pierdut serviciu, nu te grăbi. Domnul poate să ți-l dea înapoi. You try to increase, you try to be grow up in Christ, but you're not success. But today I will told you, your love is your strength. Și poate ai încercat să crești în credință în Domnul Iisus Hristos și nu ai reușit. Dar astăzi să spun, Domnul este tăria ta. And you're hearing a lot of messages and a lot of encouragement words. But today, the word of God, he gives you encouragement, my brother, my sister, and the family of Christ. Și eu știu că poate ați ascultat multe mesaje de încurajare, dar și astăzi vă spun că Domnul este Cel care vă ridică, frații mei dragi și surorile mele dragi în Hristos. And I know that your heart is not ready to read the word of God. Your conscience, your brain, you're not ready to receive the word of God. Și știu că poate inima ta nu este gata să asculte, să citească cuvântul lui Dumnezeu și mintea ta să primească lucrurile acestea. You slowly you are give up. Poate că încetul cu încetul ai cedat. But you need to remember the promise of the Lord. We read in Psalm 73. Dar tu trebuie să-ți aduci aminte de promisiunile lui Dumnezeu care le citim în Psalmul 72. Psalm chapter 73 and verse 26. Și versetul 26. 73, 23, 26. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi purul stânca inimii mele și partea mea de moștenire. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Hallelujah. You need to trust on the Lord and the word of God. He gives you strength and power to them. Rather, you believe it. Trebuie să te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu îți dă tărie și putere. Crede lucrul acesta, fratele meu. Your flesh is given. Poate carnea ta va ceda. And your heart is dry again and again. You fail in your life. Și poate că inima ta încearcă din nou și din nou, dar din nou eșuiază. You make an engagement with a boy and girls, and your engagement is broken. Your heart is failed. And you see what you do. Și poate că ești descurajat, dezamăgit, din pricină că ți-ai pus încredere într-un băiat sau o fată și nu știi ce să faci. Your boss is calling you for the job, but when you reach them in the office and you say, no, nobody need for your job and get it back. And you again, your flesh and your heart to fail. Și poate că șeful te chema la lucru și când ai ajuns acolo spune, îmi pare rău, nu am nevoie de tine. Și poate inima ta din nou cedează. But now I tell you, my brother and sister. Dar acum vreau să spun fratele meu și sora mea. God is the strength of my heart.
Deci Dumnezeu este tăria inimii mele. And my position forever, praise the Lord. Și my portion forever, okay, și partea mea de moștenire, slăvit să fie Domnul. My portion forever, that's been that time forever, all of years. Și porția mea sau partea mea de moștenire pentru totdeauna. God is the strength of my heart and my portion forever. Dumnezeu este tăria inimii mele și partea mea de moștenire pentru totdeauna. Your God is your portion. Dumnezeu este partea ta de moștenire. His strength. El este tărie. Your portion forever. Și partea ta de moștenire pentru totdeauna. And don't give up in front of the problems. Nu ceda în fața problemelor. God is ready to help you. Dumnezeu este gata să te ajute. And once again, come to front of the Lord and start to pray and read the word of God. Și încă o dată, începe să te rogi și citește cuvântul lui Dumnezeu. And we see the Psalm 16 and verse 8. Și ne uităm acum în Psalmul 16, versetul 8. And this verse gives you strength back, and I believe that today your spirit is receiving the fresh power, fresh strength. Și vei primi astăzi puterea înapoi citind acest verset și tăria înapoi. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clate. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, and I shall not be moved. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. The God is ever right side. Dumnezeu este de partea noastră, al treapta noastră. Continue to connect with faith and look to Him. Continuă să te uiți la fața Lui. And always remember, because He is at my right hand, I will not be shaken. Și adu-ți aminte totdeauna, căci El este la dreapta mea și eu nu mă voi clătina. Your enemy is not shaken you, because your God, He is your right side. Și vrășmașul nu te va putea dărâma sau zdruncina, căci Domnul este la este la dreapta ta. Don't lose your hope and don't lose your strength, my brother, my sister. Nu pierde speranța și tăria, fratele meu. Your God in your side and He lift up you today. Dumnezeu este de partea ta și El te va ridica astăzi. The book of Nahum. Și acum ne uităm în cartea lui Naomi. Chapter 1, verse 7. 1 cu 7. Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. And He knows those who trust in Him. Trust in Him. Slăviți să fie Domnul. The Lord is good. Domnul este bun. A stronghold in the day of troubles. El este un loc de scăpare în ziua necazului. And now you see there's lot of troubles surrounding your life, always with what. Și vezi, te vezi că ești mereu înconjurat de probleme. Mereu. But you read, see again, a strong hold in the day of trouble. Dar vezi ce zice acolo, Domnul este bun, este un loc de scăpare în ziua necazului. Mean, when you have a troubles, that's mean that His strong will come and He protect you. Praise the Lord, hallelujah. Ce înseamnă când ești în necaz, El este acela care este locul tău de scăpare, care vine și te protejează, slăviți să fie Domnul, hallelujah. The next line you can read, please.
Și apoi în continuare și cunoaște pe cei ce se încred în el. And he knows those who trust in him. And now he knows very well we are trust on him and he not forget to us. Deci el știe foarte bine că noi ne-am încrezut în el și nu ne uită. And we are complaining to God. God, what that means? That's why there's problems come in the family and life. Și noi uităm că Dumnezeu este cel care ne protejează. Și de aceea, adeseori suntem plini de probleme. Că El nu te-a uitat. But He give you chance. He show to you He is your stronghold when the problems come and the troubles come in your life and He come and He protect. Dar El este cel care îți dă șansa ca tu să vezi atunci când ești în mijlocul necazului cum El vine și este scăparea ta și protecția ta. And the fears immediately to come and try to take over to us. Pentru că frica imediat vine și caută să preia controlul vieții noastre. Because we have we forget God, like God is my stronghold. Deci uităm că Dumnezeu este cel care ne scapă. We forget He's always telling you not to be. I am with you. Și uităm că El mereu ne spune, nu ceda, eu sunt cu tine, nu te teme. But we have anxiety ourselves and we look here and there. Poate că noi suntem frustrați și ne uităm într-o parte și în alta. But He continually He make a promise with us and He's ready to help us. Dar El continuă și ne promite că este gata să ne ajute. And we see the promise in the book of Isaiah. Și ne uităm și în promisiune din cartea lui Isaia. Chapter 41. 41. And verse 10. 41 și versetul 10. 41, 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare. Căci eu sunt Domnul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Slăviți să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul. And you say, I'm a very weak, I don't have the strength in my body, but God is ready to give you boost today. Și poate tu spui, sunt așa de slăbit, parcă n-am nici putere în trupul meu, dar Dumnezeu este gata să-ți dea o încurajare astăzi. Do not fear. Nu te teme. You say, I lost everything, but He said, He's telling you today, tonight, do not fear. Și poate spui, am pierdut totul astăzi, dar eu îți spun, nu te teme. For I am with you. Și Domnul spune, căci eu sunt cu tine. You get up again. Ridică-te din nou. You're ready to catch your hand and to rise up your back. El este gata să te ridice din nou. Not to give up the front of the problems and issues, your family, your business, your job, your personal life. Nu ceda în fața problemelor care sunt la locul de muncă, în viața ta personală, în familia ta. For I am your God. I will strengthen you. Surely I will help you. Praise the Lord. Deci eu sunt Dumnezeu, eu te voi întări și cu adevărat te voi ajuta. Slăviți să fie Domnul. He's saying, surely I'm ready to do something for you. El le asigur, da, sunt gata să fac ceva pentru tine. And then again he says, surely I will uphold you with my righteous right hand. Praise the Lord. Și eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare, slăviți să fie Domnul. He give you strength, he give you power because he using his righteous right hand. He catch your hand and he's rise up the problem. Hallelujah. El îți dă putere și tărie, el este gata să te prindă de mână, cu mâna lui cea dreaptă să te prindă și să te ridice din situația unde ești. Hallelujah. But you have a think, I'm not able to do the things. Poate tu te gândești, cum, că nu pot să fac lucrurile acestea.
You lost your energy, you lost your strength, you lost your power, you lost your faith, you lost your hope, but I'm telling you tonight. Dar poate tu spui, nu am putere, nu am tărie, mi-am pierdut nădejde, mi-am pierdut încrederea, dar eu îți spun în clipa aceasta, seara aceasta, dimineața aceasta. The Bible said, teach us. Bible teach us today. Biblia ne învață. Bible told you today. Bible asked you today. Bible helped you today. Bible lift up you today. Deci Biblia îți spune, Biblia te ridică, Biblia te ajută. Don't lose your courage. Nu-ți pierde curajul. Don't give up front of the problem and don't kneel down front of the problem and in front of the enemy. Nu ceda în fața problemelor, nu îngenunchea în fața problemelor și în fața vrăjmașului. Today you have a think, I am not able to do these things, but I am telling you, the word of God is ready to give you strength. Poate spui că nu sunt, nu mai sunt, nu mai pot să fac nimic, dar eu îți spun prin cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu îți dă ție putere și tărie astăzi. Because of the book of Philippians. Deci în cartea Filipenilor. Chapter 4. Filipeni 4. And verse 13. Filipeni 4 cu 13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Okay, I'm repeat again. Și repet, fratele? The book of Philippians. Yes, Filipeni 4 cu 10. Philippians 4:10. 4:13. 4:13, yes, I read Philippians 3:13. Ok, so am cerut tare, Filipeni 4 cu 13. Pototul lui Hristos care mă întărește. I can do all things through Christ who strengthened me. Praise the Lord. Amen. Slăviți să fie Domnul. Amin. Amin. Don't give up. You have a kneeled on the front of the issue, then the God is ready to use the righteous right hand and he catch up you. And then you need to accept it for this words. Da, deci dacă ești acolo, poate îngenunchiat în fața problemelor tale, Domnul este cel care te ridică cu mâna lui cea dreaptă. Atunci poți... I can do all things through him who strengthens me. Atunci poți să spui și tu poți tot lui Hristos care mă întărește. Oh, I have a lot of pain in my knees. What I do? I told you. You need to accept it for this world. I can do all things through him who strengthened me. Hallelujah. Zici, oh, am atâta durere la genunchii mei și nu știu ce să fac. Îți spun și ți-am spus. Acceptă, deci proclamă acest cuvânt, aceste cuvinte. Pot totul în Hristos care mă întărește și El te va întări. And he give you strength and you rise up your problems out. El îți dă putere și tărie și te scoate biruitor din probleme și de încercări. And every day you're facing lot of problems. Deci în fiecare zi treci prin diferite probleme. Believe word of God. Crede cuvântul lui Dumnezeu. This is the last day of your problems. Crezi, va fi ultima zi a problemelor tale. This is the last time your problems. Este ultimul timp a problemelor tale. Now, this is the end of your hopeless life. Este sfârșitul vieții tale fără speranță. And the power of the Holy Spirit, he break the yoke of enemy in your shoulders. Puterea Duhului Sfânt va zdrobi jugul vrășmașului. Because the Isaiah chapter 40 and verse 29. Pentru că așa cum spune la Isaia 14 cu versetul 29. And he ready to that kind of people, they get ready to receive something from the Lord. Și este gata să facă pentru oameni care sunt gata să primească de la Domnul. Isaiah chapter 40. 40. Isaia 40. Verse 29. Ok, Isaia 40, 29. Verse 29.
El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Hallelujah. He gives power to the weak and to those who have no might, he increases strength. Hallelujah. He gives strength to the weak. El dă tărie celui obosit, celui slab. When we say, Lord, I'm very weak, you give me strength. And he said to you, I give to you. Și poate zice, o, Doamne, sunt atât de slab. Dar El îți spune, eu îți dau tărie. When you accept in front of Lord, and our Lord always loves His people and He gives you strength and power. Când accept și spui înaintea Domnului, spui probleme înaintea Domnului, Domnul este Cel care dă putere și tărie. And to Him who lacks mighty increase power, hallelujah. Da? Și mărește puterea celui ce cade în leșet. First of all, He gives you strength and then He gives you power. Mai întâi este tărie și apoi putere. He increases your power. Crește puterea. You lost everything, but today I encourage you that Jesus Christ is available for here. Poate ai pierdut totul, dar astăzi te încurajez. Iisus Hristos este la îndemâna ta aici. He is your right hand. El este dreapta ta. And he ready to righteous through the right hand, through the righteous right hand. He ready to catch up you and he rise up you. Este gata cu mâna lui cea dreaptă, tot puternică, să te ridici de acolo, din probleme, din situații. He not allow you stay all the life inside the problems. El nu te va lăsa toată viața ta să stai acolo în problemele tale. You're not happy, you're struggling every day in your personal life. Ca tu să te chinui mereu în problemele tale personale. You're not happy, your heart is weak always. Nu se bucur când te vede că ești slab totdeauna. I'm a brother and my sister. Frații mei, dragi și surorile mele, dragi. You need to be a short, sweet, and powerful prayer. Tu trebuie să short prayer. Short, sweet, and powerful prayer. You need to be. Te rogi scurt, dulce și puternic. You need to use the style of David, how he using the beautiful word, the presence of the Lord, he speak. Cauți să folosești cuvintele lui David care stătea înaintea Domnului și cum rostea cuvinte scurte acolo la subiect în fața Domnului. And now we see that David's prayer in the sweet line. Și să ne uităm la rugăciunea lui David acolo în dulceața cuvintelor lui. Psalm 119. Psalm 119. Verse 28. 28. 119, 28. Îmi plânge sufletul de durere, ridică-mă după cuvântul tău. My soul melts from heaviness, strengthen me according to your word. Amen. Now you see, he's speaking just a two lines, his prayer. Și noi uitam, deci el rostește doar câteva cuvinte acolo în rugăciunea lui. How much powerful is there? Câtă putere este acolo? My soul weep because of grief. Da, deci plânge sufletul meu de durere. Strengthen me according to your word. Ridică-mă sau întărește-mă după cuvântul tău. Through his word, he gives you strength. Prin cuvântul lui, el îți dă tărie. And the word of God, he gives you strength and he gives you power. He rises up you because Jesus Christ gives us his Bible in our hand. Cuvântul lui Dumnezeu îți dă putere și tărie și te ridică. Iisus Hristos este Cel care te ridică. You need to tonight to open your heart and tell the Lord. Tu trebuie să-ți deschizi inima și să-i spui lui Dumnezeu. My soul weep because of grief. Sufletul meu îmi plânge de durere. Stand me according to your word. Ridică-mă sau întărește-mă după cuvântul tău. And he wrote it. Hallelujah.
everyone, you come in your name. Da, fiecare dintre noi să venim înaintea Lui. And tell to Him. Și să-i spune. Lord. Doamne. Through your word you take care of me. Prin cuvântul Tău Tu ne spui. You help me. Că Tu mă ajuți. You are my strength. Tu ești tăria mea. You are my stronghold. Tu ești locul meu de scăpare. You are both of all. Da, da. I praise you, Father. Slăvesc, Tată. You are my strength. Ești tăria mea. I surrender myself. Mă credințez înaintea Ta. I lost my hope. I-am pierdut speranța. I lost my faith. I-am pierdut și încrederea. All the world they are discouraged to me. Toată lumea mă descurajează. Today I'm hearing the word of God. Am ascultat astăzi cuvântul Tău. You encourage me, Lord. Și Tu încurajează-mă, Doamne. You are my strength. Tu ești tăria mea. You take care of me and my family. Ai grijă, ai milă de mine și de familia mea. Through your righteous hand, you catch up me, Lord. Da, prin mâna Ta cea dreaptă și atât puternică, ridică-mă, Doamne, ia-mă de mână. I surrender myself in your need in front of you, Lord. Mă încredințez pe mine înșimă și mă prostez pe mine și nevoile mele înaintea Ta, Doamne. Through the word of God, today you take care of myself. Și prin cuvântul Tău astăzi, te rog, ai grijă de mine, grijește-te de mine. All the troubles surrounding my family and me, in the time you help me, Lord. În toate problemele acestea care mă înconjoară pe mine și familia mea, Doamne, vreau că acestea ajută-mă. And I believe the Philippians chapter 4 verse 13, Lord. Cred acest cuvânt de la Filipeni 4 versetul 13. I can do everything through the God who gives me strength and power. Să fac toate, Doamne, prin Tine care Tu mă întărești, Doamne. This is the last day of problem, my brothers and sisters. Este ultima zi a problemelor tale, fratele meu drag și sorele mele. He's ready to help you. El este gata să vă ajute. You trust His word. Încredeți-vă în cuvântul Lui. Heavenly Father, you bless each and every one. Da, Tată Ceresc, binecuvântează pe toți, Doamne. And Father, you give your people to strength and power. Da, Tată, dă oamenilor Tăi putere și tărie. Your powerful hand to touch them. Mâna Ta tot puternică, atinge-i, Doamne. And I speak in the name of Jesus Christ from Nazareth, the strength and power each and every one. Aleluia, și rostesc în numele lui Iisus Hristos putere și tărie peste fiecare, Doamne. Father, to everyone who is watching us right now and after that, you change the life of people. Da, Tată, și toți cei care ne urmăresc acum și cei care ne vor urmări în reluare, Doamne, schimbă viața lor, Doamne. Thank you, Father God, you are healing my prayer. Îți mulțumim, Tată Dumnezeule, că Tu ne-ai ascultat rugăciunea. In Jesus' mighty name we pray. În numele tot puternic a Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Read your Bible, meditate the Word of God, implement the Word of God. I remember in the prayer for me, my family, Sister Oldfield and for her family, Sister Pisa and her family, and every single soul is important for us. Your God in your sight. Cu aceste cuvinte am încheiat mesajul, citim Cuvântul lui Dumnezeu, medităm la Cuvântul lui Dumnezeu, împlinim Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Continuăm să ne rugăm pentru fratele Raș, pentru familia lui, lucrarea care fac acolo în pentru mine, familia mea, lucrarea care facem pe internet, pentru sora Pița și familia ei și lucrarea care face și ea. O tot lucrării noastre este orice suflet are preț înainte ochilor lui Dumnezeu și niciun suflet să nu se piardă. Și Dumnezeu este Cel care ne ridică, ne încurajează și ne îmbărbătează. Amin. Amin.